În fiecare lună, în perioada 1-15, începând cu data de 1 iulie 2021, conform prevederilor noului regulament de atribuire sau scoatere la licitație a locurilor de parcare de domiciliu sau reședință, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 79 din 26 mai 2021, la compartimentul transport public local din cadrul primăriei municipiului Călăraș, se pot depune documentele în vederea obținerii unui loc de parcare de domiciliu pentru locurile rămase libere. Locurile de parcare de domiciliu libere pot fi consultate în listele afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Călăraș.